ziua, domnule consilier. Astăzi, la ședința Consiliului Local Ordeni, avem 9 puncte pe ordinea de zi. Am să dau citire celor 9 puncte. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local inițiator, domnul primar Popa Costache. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea deviziului general și a cererii de finanțare pentru obiectivul de investiții. Modernizare drumului de interes local în satele Orben și Scurta, străzi Redos Orben, Biserica Cioca, confruntare de pot Chiorcea, Scurta, Consiliul de pot Sumănaru, Consiliul de pot Albert, Consiliul de pot Amianț, Scurta, Consiliul de pot Uricaru, Uzicaru, Scurta, Comuna Orben, Cristiba. Inițiatorul Domnului. Punctul 3. Proiectul hotărâre privind aprobarea deviziului general și a cererii de finanțare pentru obiectivul de investiții, modernizare drumului de interes și Scurta, străzile Țarna, Luiz, Brutării, Petriș, Viilor, plus Tele, 1631, Nicolae Negris, al Câmpilor, Luminii, Grigore, Pardacă, Sipote, Făinești, Cupovie și Consiliul de Biserica Albă, Biserica Nouă și Comunul Orbei. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea deviziului general și a cererii de finanțare pentru obiective de investiții, modernizare drumului local de 1950, de 1958 și consolidare pod Vadu Chiriție din Comuna Orbei. Inițiator tot domnul primar. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea deviziului general și a cererii de finanțare pentru obiectivul de investiții, modernizare drumului de interes în satul Orbea și Scurta, construirea punctului podului în punctul Biserica Capela Domnului Macii Domnului, satul Orbea, Comuna Orbea. Inițiator domnul. Punctul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurilor de realizare a proiectului tehnic, detaliilor de execuție și tehnice pentru obiectivii de investiții, modernizare drumului interes local, satul Orbea Scurta, construire de pod în punctul Biserica Capela Domnului Macii Domnului și Orbea de Subacă. Punctul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea și completarea prețurilor tarifelor pentru servicii publice, altele decât cele de alimentație cu apă și canalizare. Punctul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii OATC Orbea cu județul Bacău, în vederea extinderii capacității de colectare a deșeurilor municipale. Și punctul 9. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al OATC Orbea pentru ședința adunării generale acționarilor SC, Compania Regională de Apă ESA, din 30.11.2021. Astea sunt ordine de zi. Da. Dacă sunteți de acord cu ordinea de zi, supunem la cine este pentru. Se abține cineva? Împotrivă? Da, citeți domnului secretar pentru a citi procesul verbal la ședința anterioară. Procesul verbal al ședinței Consiliului Local Bacău din data de 4.10.2021. Astăzi, 4.10.2021, are loc început cu ora 9 și cu desfășurare în sala de ședință a primăriei din Orbeni, din satul Orbeni, strada Rus, numărul 178, comuna Orbeni, județul Bacău. Ședința Consiliului Local Orbeni, unde vor fi supuse analize și dezbatere, proiectele înscrise pe ordinea de zi, aferente. În deschiderea ședinței de astăzi, are cuvântul președintele de ședință, care dă citire proiectului ordinii de zi. 1. Proiect de hotărâre privind ajustarea valorii conform OUG numărul 15 din 2021 a investiției construire grădință cu 3 săli de grupă în sat Scurta, Comuna Orbeni, județul Bacău, inițiator primar Popa Costache. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului și cuantumului burselor aferente semestrului 2 al anului școlar 2020-2021 pentru elevii din învățământul preuniversitar din Comuna Orbeni, județul Bacău, inițiator primar Popa Costache. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a imobilului teren în construcție aparținând domeniului public al Comunei Orbeni, județul Bacău, situată în incinta dispensarului uman din Comuna Orbeni, s-a scurt strada principală numărul 702, județul Bacău, inițiator primar Popa Costache. 4. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile noiembrie, decembrie și ianuarie, inițiator primar Popa Costache. Se solicită intervenția, are cuvântul domnul Fantu Viorel, raportat la intervenția mea din ședința trecută, trebuie inversată mențiunea privind traversarea rețelei de apă din Orbeni în Scurta și nu din Scurta în Orbeni, legat de diferența de nivel și dificultățile în traversare apei. Domnul Moral Constantin solicit recitirea votului exprimat la primele 8 puncte de ordine de zi,
Secretarul Comunei Orbeni recitește votul exprimat cu indicarea voturilor pentru abținerilor, respectiv absenții domnului Marti și consemnarea absenției domnului Pară Gheorghe. Domnul Marian Constantin solicită menționarea expresă a opiniei domnului consilier Gălățeanu Sorin, potrivit căreia eu aș dori ca ședințele de comisie să fie filmate pentru ca eu să fiu sau să ajung vedetă. Secretarul Comunei Orbeni informează cu privire la înscrierea obiecțiunilor exprimate în conținutul procesului verbal. Se solicită o intervenție, nu sunt solicitări, sunt exprimate 12 voturi pentru procesul verbal cu mențiune formulată. Are punct secretarul general Comunei Orbeni și de Subacu, care informează consilierii cu privire la faptul că toate proiectele înscrise pe ordinea de zi sunt însoțite de referatele de aprobare, rapoarte de specialitate și alte documente aferente și avizele celor trei comisii de specialitate. Se trece la analiza și dezbaterea punctului 1 de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind ajustarea valorii conform OUG numărul 15 din 2021 a investiției construire grădiniță cu 3 săli de grup în sat Scurta Comuna Orbeni și de Subacu. Inițiator primar Popa Costache, are cuvântul primarul Comunei Orbeni, care deschide materialele aferente acestui punct de ordine de zi. Se solicită intervenții, nu sunt solicitări, se supune la vot, sunt înregistrate 12 voturi pentru. Se trece la analiza și dezbaterea punctului 2 de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului și cuantumului burselor aferente semestrului 2 al anului școlar 2020-2021 pentru elevii din învățământul preuniversitar din Comuna Orbeni, județul Bacău, inițiator primar Popa Costache. Are cuvântul primarul Comunei Orbeni, județul Bacău, care deschide materialele aferente, se solicită intervenții, are cuvântul domnul Irimia Tudorel, personal sunt de acord și cred că este bine pentru copii ca aceștia să fie încurajați, să se motiveze unul pe altul, să aibă un viitor mai bun, chiar dacă cuantumul nu este mare, dar poate ajuta și acesta. Se solicită intervenții, domnul Moradan Constantin, din ce am înțeles, sunt două categorii de burse, de merit și de boală medicale, există o diferențiere de cuantum. Are cuvântul primarul comunei, cuantum este egal de 100 de lei, suma avută în vedere și la construcția bugetului, dar care din vari motive nu a avut o finalitate la nivelul școlii în sensul stabilirii criteriilor și a primilor pași. Domnul Moradan Constantin, ce se întâmplă cu semestrul 1? Are cuvântul primarul comunei, școala ar fi trebuit ca în primele 10 zile de la începerea cursurilor să stabilească criteriile și dosarele care îndeplinesc condițiile. Domnul Moradan, trebuie să răspundem unor părinți de ce în unele școli din alte state au fost acordate burse și în altele nu. Are cuvântul primarul comunei, hotărârea Consiliului Local intervine după adresele care ar fi trebuit comunicate, criteriile stabilite în Consiliul de Administrație și toate demersurile care trebuiau făcute și nu au fost făcute. Domnul Malaru, personal, cred că toți acești copii care suferă de o boală ar trebui sprijiniți cu o sumă mai consistentă, în condiții în care numărul acestora nu este foarte mare. Primarul comunei, sunt 4 copii în această situație și să vedem ce se întâmplă și în semestrul 2, unde avem nevoie de sume pentru a putea acoperi necesarul acestor două tipuri de burse, cel puțin la nivel minim. Domnul Chiamuș Costică, școala să putea să predicească din timp toate documentele pentru a, pentru a nu exista probleme. Se solicită voturi, sunt înregistrate 12 voturi pentru proiectul de hotărâre în forma prezentată. Se trece la analiza și dezbaterea punctului 3 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii prin licitație publică a imobilului teren plus construcția aparținând domeniului public al Comunei Orbeni, județul Bacău, situată în incinta dispensabilului uman, din Comuna Orbeni, s-a scurt strada principală numărul 702, județul Bacău, inițiator primar Popa Costache, are cuvânt secretarul Comunei Orbeni, județul Bacău, care dă citire materialului aferent, se solicită intervenții, are cuvântul domnului Irimia Tudorel, așa cum locuitorii din satul Orbeni au farmacie și cei din scurt au mare nevoie de un astfel de loc, din care să-și cumpere medicamentele necesare. Personal, cred că este o măsură foarte bună, în condițiile în care sunt mulți bătrâni și este dificil să vină în Orbeni să plătească transport. Secretarul Comunei Orbeni prezintă documentele anexe la proiectul de hotărâre de pe ordinea de zi, se solicită intervenții. Domnul Moraru să înțeleg că pe baza votului de astăzi se poate demara procedura de închiriere. Secretarul Comunei, da, se va putea. Se solicită intervenții, nu sunt solicitări, se spune la vot, se înregistrează 12 voturi pentru proiectul de hotărâre în forma prezentată. 4. Se trece la analiza și dezbaterea punctului 4 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile noiembrie, decembrie, ianuarie, inițiator primar Popa Costache. Are punctul secretarul Comunei Orbeni, județul Bacău, care dă citire materialului aferent. Se solicită intervenții, domnul Aplăutesei Costică, îl propune pe domnul Chiamuș Costică, se solicită noi intervenții, nu sunt solicitări, se supune la vot propunerea făcută. Sunt exprimate 12 voturi pentru domnul consilier Chiamuș Costică. Are punctul domnul Moral Dan Constantin, care propune ca procesul verbal să nu mai fie citit, ci doar consultat pentru a câștiga timp și a fi mai eficient. Domnul Fantu Viorel, personal, cred că ar fi mai util să fie prezentat un scurt rezumat, astfel încât fiecare consilier să-și audă ideile care au punctat un anumit proiect de pe ordinea de zi. Cred că este un lucru enervat să mai auzim încă o dată tot ceea ce s-a spus. Cred că pe viitor trebuie reluat și aprofundat o serie de teme importante pentru comunitatea noastră,
cum ar fi sănătatea, cultura, învățământul, ordinea publică, activitățile sportive și multe altele care ar trebui să implice toți consilierii mai mult, dar și executivul. Poate înainte de finalul anului nu ar fi rău dacă am stabilit o tematică de discuții pe anumite domenii sau probleme intervenite, care să devină măcar o preocupare periodică. Are cuvântul primarul comunei Urbeni, nu cred că poate să spună cineva că nu sunt schimbări pe toate palierele. În sănătate avem două dispensare noi, doi medici de familie, avem construcții noi edificate și alte în execuție, avem un regulament de salubrizare, s-au făcut și se fac constant acțiuni de curățire, toaletare, săpat de șanțuri. Nu putem spune că suntem mulțumiți de tot ceea ce facem, sigur se poate face mai mult, dar nu cred că a existat un domeniu care integral să fie neglijat. Domnul președinte de ședință declară închise lucrările prezentei ședinței. Dacă doriți îmbunătățiri prin marginea materialului, dacă nu se pune la vot, procesul verbal la ședința anterioară. Cine este pentru? Se abține cineva? Începem cu primul punct al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea capitolului procesului verbal, inițiator domnul primar. Mulțumesc. O să dau citire referatului de aprobare privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli ale comunității Urbeni, județul Bacău, pentru luna octombrie anul 2021. În baza prevederilor din legea 18/8/2021 a bugetului de stat, legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificări și completări ulterioare, legea 571/2003 privind codul fiscal cu modificări și completări ulterioare, nota de fundamentare a compartimentului venituri și cheltuieli din cadrul primăriei Urbeni, bugetul de venituri și cheltuieli al comunității Urbeni va suporta următoarea rectificare. La partea de venituri, au fost alocate sume din TVA pentru echilibrarea bugetului local de Ministerul Finanțelor Publice în sumă de 50.000 de lei și pentru drumuri comunale, tot sume de deflocate din TVA de la Consiliul Județean, sumă de 151,65 mii lei. Total venituri 201,65 mii lei. Și au fost repartizate pe anumite categorii de cheltuieli pe următoarele capitole. La învățământ, în baza referatului emis de către domnul director și a nevoilor pe care le are școala cu plațele nou cu Orben din sat Orben, au fost alocate suma de 10,50 mii lei. Iar la partea de cheltuieli pentru bunuri și servicii, pe partea de cheltuieli de capital, la grădinița cu trei săli de grupă de scurt, a fost alocată suma de 229.000 de lei, din care au fost, pe partea de învățământ, cu minus 136.000 de lei de la reabilitare termică școală clasele 1 octombrie și minus 46.000 de lei de la creșterea gradului de participare a elevilor din Comuna Oben la procesul de votare online în contextul crizei SARS-CoV-2 pentru achiziția echipamentei IT. Am diminuat un pic bugetul la cele două obiective de investiții pentru că ele sunt încă în evaluare și nu am primit niciun răspuns favorabil pentru implementarea lor. Deci, total, ca și influență, e de vorba de 58.000 de lei alocați pentru grădinița de la Scurta. La capitolul Cultură, Recreere și Religie au fost diminuat bugetul la dotarea Comunei Orbeni din economiile care au fost făcute cu suma de 8.000 lei. La capitolul 84, Transporturi, parte de drumuri și poduri, a fost alocată pentru cheltuieli de capital, cheltuieli cu investiție, suma de 151.65 de lei. Total cheltuieli de buget local, 201,65 mii lei. Bugetul de venituri și cheltuieli al comunei Urbeni pentru anul 2021 va avea următoarea formă. Venituri proprii, total anul 1369,60 mii lei, repartizate în trimestrele 1, 241 mii, 2, trimestrul 2, 633 de mii, trimestrul 3, 456,60 mii lei și trimestrul 4, 39 de mii lei. Sume defalcate din TVA, 3844,65 pe total an, 1074 în trimestrul 1, 786 în trimestrul 2, trimestrul 3069, trimestrul 4, 915,65. Cote defalcate din impostul pe venit, total an 1441 de mii, trimestrul 1, 347,25 mii lei, trimestrul 2, 347,25, în trimestrul 3, 401,25 mii lei, în trimestrul 4, 345,25 mii lei. Subvenții de la alte nivele ale administrației publice locale, din care finanțare de la PNDL 1414,60 mii lei, repartizate în trimestrul 1834,60 și în trimestrul 3,580 de mii,
finanțare AFIR 26,30 mii repartizate în trimestrul 3, fonduri de intervenție a Guvernului 60 mii repartizate în trimestrul 3. Totalul venituri, pe total am 8.180,45 mii lei, repartizate în trimestrul 1, 2.511,85 mii lei, 1.766,25 în trimestrul 2, 2.587,45 în trimestrul 3 și 1.314,90 în trimestrul 4. Total cheltuieli, 8.938,45 în trimestrul pe total la an, 2.540,63 în trimestrul 1, 2.181,50 în trimestrul 2, 2.861,43 în trimestrul 3 și 1.354,90 în trimestrul 4. Față de cele arătate mai sus, vă rugăm să analizați și să dispuneți emiterea unei hotărâri în vederea bunei desfășurări activității OAT-ului meu. O să dau citire și proiectului de hotărâre. La rectificarea bugetului local, deci proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Orbeni în octombrie 2021, Consiliul Local întrunit în ședința de extraordinară din 2010-2021, având în vedere referatul de aprobare al primarului numărul 654 din 2010, raportul compartimentului de resort, adresa de la Agenția Finanțelor Publice Bacău numărul 281 din 11-2021 de suplimentare cu sume de falcate de TVA pentru echilibrarea bugetului locale pentru anul 2021, conform hotărârii de Guvern 1988/2021 și adrese Consiliului Județean Bacău numărul 19152 din 15-10-2021 de suplimentare sume de falcate din TVA pentru drumurile comunale, în baza prevederilor legii 273/2006, modificată și actualizată în 2011, legea numărul 15/8/2021 a bugetului de stat, în baza articolului 129 aliniatul 1 aliniatul 2 litera B aliniatul 4 litera A și articolul 196 aliniatul 1 din ordonanța de urgență a guvernului numărul 57/2019 din codul administrativ propune. Articolul 3 propune spre aprobare rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2002, după cum urmează. Și nu mai citesc cifrele, că le-am citit mai devreme. Articolul 2. Se propune spre aprobare suma de 10,5 lei pentru buna desfășurare activităților școlare. Se propune, articolul 3, aprobarea actualizării și completării listei obiectivelor de investiții conform anexei 1 la prezenta. Articolul 4. Sumele înscrise în buget pentru anul 2021 vor avea baza legală de efectuare acestora și vor fi stabilite prioritățile angajarea cheltuielilor. Și lista de investiții care suportă oarece modificări. La capitolul 65 a fost diminuată școala numărul reabilitare, proiectul de investiții cu reabilitare. Reabilitare termică școală și creșterea gradului de participare a elevilor și suplimentată la construire cu 3 sălzii de credinții de la din satul Scurta. Și la capitolul 84, la lucrări de modernizare drumul de interes local în satele Urbeni și Scurta și construire pod în punct Biserica Capela Adormirii Maicii Domnului pentru străzile Zamfirești, Chelmușești, Sețulești, Făinești, Străinul Elena 1 și 2, Coasta Morei, Luzic, Lugării, Biserica Talpa 1 și 2, Părului și Tineretului. S-a suplimentat cu 151.000 lei pentru demararea lucrărilor de executare a proiectului tehnic. Cam asta ar fi rectificarea bugetului în luna octombrie 2021. Acum, pe final de an, vor mai fi corecții bugetare raportat la felul în care au fost implementate proiectele și la nivelul la care au ajuns cheltuielile și vom căuta să dirijăm sumele rămase, să zicem, din economii sau necheltuite acolo unde este nevoie, pentru că vedem și noi evoluția prețurilor și ne străduim că într-o perioadă relativ scurtă, cât o mai rămas până la sfârșitul anului, dacă reușim și vremea ne va ajuta să folosim toate sumele de bani eficient, ca în 2022 să rămână doar proiectele care n-am reușit din diverse motive, și mă refer tehnice sau eu știu, din altă natură, care nu vor putea fi implementate. Pentru că ceea ce putem face azi cu 100.000 de lei, cu siguranță în primăvara anului următor, nu se va putea face. Pentru că vedeți și dumneavoastră cum zboară prețurile, cel puțin la categoria materiale de construcții și nu mai vorbesc. Nu să și energia și celelalte au evoluat. Și de asta tot ne chinuim să reașezăm cifrele până pe final de an, cât o permite și vernea, cât și constructorii, să putem încheia cu bine anul 2021. Iar ceea ce ne propunem să realizăm, să sperăm că vom și reuși.
Cam asta ar fi. Dacă sunt întrebări. Supun la vot atunci la ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Trecem la punctul 2 al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea diviziilor general și a cererii de finanțare pentru obiective de investiții. Modernizare drumul de interes local în satul Orbe și Scurta, străzile Dosorbeni, Biserica Cioca, consolidare pod Punctorgea, Scurta, Cosuire pod Sumănaru, satul Orbe, Cosuire pod Punct Albert, satul Orbe, Cosuire pod Bian și Scurta, Cosuire pod Urzicaru, sat Scurta, Comuna Orbe, județul Bacău. Inițiator, domnul primar. Dacă sunteți de acord, o să dau citire referatului de aprobare. O să dau citire numelor celor patru titluri din cele patru proiecte de hotărâre și doar o să facem separat, cum o să spunem spre aprobare, dacă sunteți de acord, doar cifrele și titlul proiectului. Pentru că el, ca și esență, cuprinde aceleași termene și au același scop de realizare a lor. Iar tema proiectelor, așa cum v-am mai spus și de a începe ședința, au ca și scop depunerea lor către, în programul Angel Salini, iar noi trebuie să aprobăm azi cererea de finanțare și valoarea estimativă a devizului general. Sunteți de acord? Da. O să dau citire primului proiect de hotărâre care face obiectul discuției și vorba despre modernizare de drumul de interes local în satele Orbeni și Scurta, pentru străzile Dosorbeni, Biserica Cioca, consolidare Punct Chiorcea în satul Scurta, construire pod în punct Sumănaru, sat Orben, construire pod în punct Albert, sat Orben, construire pod în punct Damian, sat Scurta, construire pod punct Urzicaru și în sat Scurta, din comuna Orben, județul Bacău, comuna așa, inițiator nu mai contează. Deci, la referatul de aprobare, privind aprobarea devizului general și a cererii de finanțare a investiției mai sus menționate. Analizând devizul general în investiții cu privire la executarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții modernizare drumul de interes local, în baza prevederilor articolul 41 alineatul 1 și 2 din articolul 44 din legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificări și completări ulterioare conform cărora documentațiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiții a căror finanțare este asigurată de că integral sau în completare din bugetul local, se aprobă de către autoritățile deliberative. În baza prevederilor donației de Guvernului de UG 95/2021, articolul 4 alineatul 1, litera C, pentru aprobarea Programului Național de Investiții Angel Salini, în temeiul articolul 136 din ordonanța de urgență a Guvernului 57/2019, privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se fac propunerea Consiliului Local să aprobe devizul general și cererea de finanțare în vederea executării lucrărilor de investiții. Modernizare drumul de interes local în satele Orbeni și Scurta, străzile Dosorbeni, Biserica Cioca, consolidare Punct Chiorcea, Sumănaru, Albert, Damian și Urzicaru. Valoarea totală este de 19.441.049,85 lei cu TVA, din care CEPOSM 16.624.557,04 lei cu TVA. Și o să dau citire și proiectului de hotărâre. Articolul 1. Se aprobă devizul general pentru investiții, modernizare drumul de interes local. Străzile Dosorbeni, Biserica Cioca, consolidare Pod Chiorcea, Sumănaru, Albert, Damian, Urzicaru, conform anexei 2.1, parte integrată din prezenta hotărâre, cu valoare totală a investiției de 19.441.049,85 lei, inclusiv TVA, din care construcții plus montaj, 16.624.557,04 lei, inclusiv TVA. Și articolul 2. Se aprobă cererea de finanțare pentru obiectivul de investiții, modernizare drumul de interes local în satele mai sus menționate. Dacă... Este urgent acest proiect. Care la fondurile astea care sunt înguste și nu sunt mai largi ca să poate trece două autovehicule, stai la rând, sau o să întâmplă multe accidente, este bun și la Cioca, acolo, așa, ca să facă problemele, este foarte bun. De făcut. Dă Dumnezeu și se face, face, e ceva care... Lucru necesar. Da? Este un lucru necesar. Da, nu, normal. Dacă se modernizează ulițele astea, drumurile, nu afectează cumva canalizarea
canalizarea când se trage, nu afectează drumurile. Nu, dar ce crezi? Dar cum să le afectează în aghiță în momentul de față, că noi suntem doar în valoare, în situația în care facem document. E posibil ca pe parcurs, proiecte celelalte, să jurneze cursul și să apară realizarea și implementarea lor înainte de a face asta. Noi ne străduim, dar trebuie să le mișcăm și pe asta, nu putem lăsa așa. Urmează o procedură întreagă, de durată până se apropă, se evaluează, până să Dumnezeu știe ce o să fie. Sperăm. Dar trebuie să ne urcăm și noi în trenul ăsta. Da, da. Se reface conturile, se reface sau se repară? Se vor reconstrui. Reconstruim. Un pic mai late dacă se facă. Asta e grijă a specialiștilor. Da, ca să... Noi dăm tema, iar ei vin cu soluții. Un capă, măcar de o mașină. Nu putem să le pricepem noi la toate, să dăm și indicații că se facă de 5 metri și atunci. Este bine, se construiesc după niște standarde. Uite, astea cam de mult. Sperăm să reușim, mai încercăm. Au fost buni în momentul când s-au făcut și... Toate podurile astea au fost afectate din 1991. Da. O parte a fost refăcut de model variat, cu gândul că se vor schimba și se vor face definitiv, dar au rămas așa. O parte a fost făcută de oameni, așa cum au putut, pe cealaltă, la educație de acest. Noi ne străduim, încercăm să le putem face. Există o speranță prin programul Franjel Salini, vedem câte din ele vor trece din evaluare, și câte vor primi aprobarea pentru a semna contractul de finanțare. Acum la muzical, acolo și la Chiorcea. Și cel de la Cantor, dar și cel de la Cantor. Și la Cantor, dar nu mai merge de acolo. E să da. Altcineva, dacă mai doriți, să luați cuvântul. La Bonțoi, mă scuzați o secundă. La Bonțoi, ați mai realizat ce am acum. Podul ăla nu e pus. La care Bonțoi? Alberul de Bânsă, iar... E altă discuție, proiect care include strada școlii cu construcția podului, da, e alt proiect de hotărâri. S-a aprobat să... S-a aprobat indicatorii tehnicului de economie, vedem soluții și... Să vedem ce sursă de finanțare, acolo pe mediu sau pe... Nu știu, să fie că e valoare foarte mare. Eu vreau numai special după aia. Dacă te combinați cu cei de la apele români, cu sechiorul, cu asta și cam și cele treaba. Să punem la vot punctul 2, a vot nerezit, cine este pentru? Da. Împotrivă, ca să fie cineva. Trecem la punctul 3, a vot nerezit, proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general și a cererii de finanțare pentru obiectivul de investiții. Modernizare drumului de interes local în satul Ordeș Curta, strada Țarnă, Luizii, Brutării, Pietriș, Viilor, DN 1631, Nicolae Negri, Salcămilor, Luminii, Grigorei, Bărb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 
Nouă și Bradului din Comuna Orbit. Inițiator tot domnul primar. Da, o să dau citire, doar proiectului de hotărâre de acordare de acord, oferată de aprobare cu prezentarea, doar titlul și sumele diferă. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general și a cererii de finanțare pentru obiectivul de investiții, modernizare drumului de interes local în satele Orben și Scurta pentru străzi de Țarnă Rus, Brudărie, Pietriș, Viilor, Pus de 1631, Nicolae Negri, Salcânilor, Luminii, Cugore, Bădărcă și Pote, Făinești, Cucovei, Cucovei și construire de pod, e vorba de podul pe Cucovei, strada Biserica Albă, Biserica Nouă, strada Bradului, din Comuna Orben, județul Bacău. Articolul 1. Se aprobă devizul general pentru obiectivul de investiții, modernizare drumului de interes local în satele Orben și Scurta pentru străzile mai sus enumerate, conform anexei 2.1, pentru parte integrată din prezenta hotărâre cu o valoare a investiției de 18.562.679,89 lei, inclusiv TVA, din care construcții montaj 15.911.777,98 lei, inclusiv TVA. Articolul 2. Se aprobă cererea de finanțare pentru obiectivul de investiții, modernizare drumului de interes local în satele Orben și Scurta, pentru străzile mai sus menționate. Articolul 3. Prezenta hotărârii se comunică primarului Comunei Orben, județul Bacău, instituției prefectului și se afișează prin grija secretarului Comunei Orben. Da. Și aici. De același fenomen. Dar ce sunt discuții și aici? Cine dorește, de exemplu, 3, ia cuvântul.
Supunem la vot punctul 3 al ordinii de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Sau cine cineva? Trecem la punctul 4 al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general și a cererii de finanțare pentru obiectivul de investiții. Modernizare drumului local de RE-250 și de RE-158 și consolidare podpunctul Vadu Chiriți în comuna Urbit. Inițiator, tot domnul primar. Aveți cuvântul. Deci, proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general și a cererii de finanțare pentru obiectivul de investiții modernizare drumului de interes local de RE-250 și de RE-158 și consolidare podpunctul Vadu Chiriți în comuna Urbit. Conform anexei 2.1, parte integrată din prezenta hotărâre cu valoarea investiției de 7.424.366,09 lei, inclusiv TVA, din care construcții montaj 6.399.855,33 lei, inclusiv TVA, este articolul 1 care solicită să se aprobe devizul general. Și articolul 2, se aprobă cererea de finanțare pentru obiectivul de investiții modernizare drumului local de RE-250-158 și consolidare pod din punctul Vadu Chiriți pe Comuna Urbit. Să cereți, v-am spus, doar cifre diferă de numire. Și-a cerit ghidul să aprobăm separat indicatorii tehnicilor economici, separat de vizit general, separat cererea de finanțare. Asta facem ca să putem să avem toate documentele cum trebuie. Dacă la punctul 4 sunt discuții, se pune la vot punctul 4 al ordinii de zi. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva. Deci la punctul 5 al ordinii de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea deviziului general și a cererii de finanțare pentru obiectivul de investiție. Modernizare drumului de interes local în satul Odveci Scurta, construire de pod punct Biserica Capela Adormirii Maicii Domnului, satul Orbit, comuna Orbit. Inițiator, domnul primar. Da, proiectul hotărâre privind aprobarea devizului general și cererii de finanțare pentru obiectivul de investiții, modernizare drumul de interes local în satul Orbeni și Scurta și construire pod în punct Biserica Capela Adormirii Maicii Domnului în satul Orbeni, comuna Orbeni de Zobacău. Articolul 1 din proiectul hotărâre. Se aprobă devizul general pentru obiectivul de investiții, modernizare drumul de interes local în satul Orbeni și Scurta, construire pod în punctul Biserica Capela Adormirii Maicii Domnului în satul Orbeni, comuna Orbeni de Zobacău, conform anexei 2.1, și face parte integrată din prezenta hotărâre cu o valoare investiției de 14.605.734,15 lei, inclusiv TVA, din care construcții montaj 12.735.399,97 lei, inclusiv TVA. Se aprobă cererea de finanțare, articolul 2, se aprobă cererea de finanțare pentru obiectivul de investiții, modernizare drumului de interes local în satele Orbeni și Scurta și construire pod în punctul Biserica Capela Adormirii Maicii Domnului în satul Orbeni, comuna Orbeni, centrul Bacău. Nu știu cum trebuie de acord. Reamintim, de fapt, și e vorba de strada Plărului, strada Tineretului, strada Gării, strada Luzii, strada Coasta Morii, strada Școala Veche, străinul Elena 1 și 2, până la Sumănaru, până la Pot și de la Pot până în strada Răzeșilor, strada Făinești, strada Țânțulești, strada Chelmușești, Zanfireștiu și în satul Scurt avem Biserica Talcu 1 și 2 și strada Muirii. Deci asta ar fi. Trecem la punctul 6 al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurilor de realizare a proiectului tehnic, detalii de execuție și verificări tehnice pentru obiectivul de investiții, modernizare drumului de interes local în satul Orbeni și Scurta, construirea Biserica Capela Adormirii Maicii Domnului, comuna Orbeni. Aveți cuvântul, domnul. Deci o să la citire referatului de aprobare.
Și o să vă spun în câteva cuvinte că realizarea, prin realizarea de investiții se va asigura legătura cu drumurile principale modernizate ale comunii, se va îmbunătăți condițiile de circulație rutieră și pietonală a locuitorilor din zona. De asemenea, este necesară și construirea de poduri peste părâurile Orben și Scurta, poduri care asigură legătura cu drumurile principale, astfel încât utilaje de intervenții, pompieri, salvare, dezăpezire sau altele, să poată ajunge în timp util și în siguranță la intervenții. Obiectivul propus se încadrează în strategia de dezvoltare durabilă a comunei Orben, județul Bacău. Obiectivul de investiții, modernizarea drumului de interes local în satele Orben și Scurta, construire pod în punctul Biserica Capela Domnului Maicii Domnului, satul Orben, comuna Orben, județul Bacău, are o valoare estimată în investiții totală de 14.605.734,15 lei cu TVA, din care ce produsim 12.735.399,27 lei. Sau o valoare estimată a investiții totale de 12.993.600.000 lei, fără TVA, din care ce produsim, conform devizului general, privind cheltuielile pentru realizarea investiției și centralizatorului de vize estimative, anexe la raport, pentru 4,592 km, fiind indicate următoarele amplasamente. În satul Orben, vorba de strada Părului, 532 de metri, strada Tineretului, 162 metri, strada Gării, 140 de metri, strada Luzi, 53 de metri, strada Coasta Mării, 529 de metri, strada Străinul Elena, 627 de metri, 627, și cealaltă 106 metri, strada Călinești, 430 de metri, strada Zătulești, 520 de metri, strada Chelmușești, 492 de metri, strada Zavirești, 487 de metri, strada Biserica Talpă, 152 de metri, strada Biserica Talpă, 232 de metri și Unirii, 285 de metri. Amplasamentul investiției ce se vecinează cu infrastructură rutieră modernizată existentă în cadrul AT și este într-o relație de interconectare cu aceasta, fiind situat pe teritoriul administrativ al Comunei Orben, prin intraplanul Statele Orben și Scurta, având obținut autorizație de construire în baza proiectelor DALI și DTAC, iar pentru accesarea de fonduri prin Programul Național de Investiții Anghel Salini. Este necesară întocmirea proiectului tehnic în vederea executării obiectivului propus și accesării acestor fonduri. Necesitatea investiției este datorată faptului că traseul drumului nu este sistematizat corespunzător, platforma părții carosabile a drumului nu este definită, patul drumului fiind sub cota sau la cota terenului înconjurător, situații care determină zăpezirea repetată pe timpul iernii, nefiind asigurate măsuri pentru siguranța circulației prin lipsind indicatoare de semnalizare, precum și nepreluarea eficientă a apelor pluviale deversate datorită șanturilor existente din pământ ce sunt subdimensionate, colmatate și nedefinite, iar podețele de descărcare nu fac față debitelor mari din atunătimpurile ploioase, structura rutieră actuală este improprie traficului auto și circulație pietonilor. Aceasta desfășurarea nevoios în orice anotimp, fiind asigurate condiții minime de viață și activitatea lucrurilor din zona adiacentă, fapt ce influențează negativ situația economică, socială și culturală a locuitorilor din zona, deservită de drumurile și podurile propuse spre modernizare. Vă supun spre aprobare următorul proiect de hotărâre. O să-i dau citire și proiectul de hotărâre. Articolul 1. Se aprobă demararea procedurilor de realizare a proiectului tehnic, detaliilor de execuție și verificării tehnice pentru obiectivul de investiții, modernizare drumului de interes local în satele Orben și Scurta, construire pod în punctul Biserica Capela Domnului Maicii Domnului, sat Orben, comuna Orben, Bacău. Suma estimativă alocată pentru realizarea acestui obiectiv este 252 lei și provine din sume alocate Consiliului Județean Bacău, din sume rămase necheltuite la alte capitole bugetare și programul Anghel Salini. Se aprobă modificarea listei de investiții pentru anul 2021, conform anexei 1 la prezenta hotărâre. Articolul 4, primarul Comunei Orben, prin aparatul de specialitate, va duce la îndemnare prezenta hotărâre. Articolul 5, prezenta hotărâre va fi transmisă instituției prefectului de Bacău și primarul va trebui prin grijă secretarului Comunei Orben. Cam asta ar fi. Discuții prin marginea proiectului de hotărâre. Discuții numărul 6. Cine este, dacă nu se pune la vot, ordinea de zi, cine este pentru? Potrivă, se abține cineva? Trecem la punctul 7 al ordinei de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea și completarea prețurilor tarifelor pentru serviciile publice, altele decât cele de alimentație cu apă și canalizare. Domnul secretar, răspundeți. Da, prin adresa 7. Dacă va juca, eu o să fiu nevoie să cobor și vă las pe dumneavoastră în continuare. Mai sunt trei puncte de ordine de zi, cred că care nu creează probleme, dar vă colegii mei aici pentru explicații, dacă e nevoie, da? Mulțumesc, sănătate, bani.
adresa 781-2021, Asociația Dezvoltare Intercomunitară Bacău, ne solicită să supunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea și completarea prețurilor și tarifelor pentru serviciile publice altele decât cele cu alimentare de apă și canalizare. Astfel, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău are ca scop înființarea, organizarea, finanțarea, exploatarea, monitorizarea și gestionarea în comun a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre, precum și realizarea în comun a unor proiecte de investiții publice de interes zonal sau regional destinate înființării, modernizării și sau dezvoltării, după caz a sistemelor de utilități publice aferente serviciului în baza strategiei de dezvoltare. În decursul timpului a mai fost comunicat o serie de adrese. Asociația Dezvoltare Intercomunitară ADIP Bun a purtat o corespondență cu Compania Regională de Apă Bacău. În contextul evoluției prețurilor și dânsii și-au dorit actualizarea anumitor prețuri pe diverse servicii pe care aceștia le prestează, fie raza municipiului Bacău, fie acolo unde își desfășoară activitatea la nivelul comunelor. Ne-au comunicat și memorii de fundamentare pentru toate prețurile respective. Dincolo de creșterea prețurilor, s-au constatat și anumite creșteri la capitolul cheltuielilor de personal. Avem comunicate de asemenea și hotărârea Consiliului de Administrație, prin care s-a aprobat majorarea acestor prețuri. Și o să le dau citire. Deci, tarifele care au făcut obiectul analizei și înregistrării de creșteri sunt montare de montare a pometii, verificare meteorologică a pometii, verificare montare prizii de balașament, montare de acord de canalizare, montare de lampă contoare în cămin existent, execuții balașamente pe diverse tipuri de conducte, asistență tehnică pentru acord de canalizare, asistență tehnică balașament la apă, eliberarea vizii de amplasament a vizii de apă canal, servicii de închiriere auto, tarifii de analiză apă potabilă, tarifii de analiză apă uzată, tarifii conexe practicate de sece grave sau Bacău, care nu au mai fost actualizate din perioada 2011-2013, fiind absolut necesară corelarea acestora cu prețurile existente pe piață, cu mențiunea că nivelul tarifelor conexe prezentată astăzi are la bază prețurile din 18 ianuarie 2021, data la care au fost aprobate prin hotărârea numărul 2 a Consiliului de Administrație a operatorului, de la data respectivă și până în prezent neavând loc o creștere activă a majorității prețurilor de bază, carburanți, polimeri, energie electrică, etc. Aceste tarife reprezentau la nivelul anului 2020 maxim 1,5% din totalul veniturilor facturate. La nivelul cheltuielilor de personal, în fiecare fișă de fundamentare este prezentată calificarea personalului, precum și timpul necesar executării serviciului tarifat. Față de ultimele fundamentare ale tarifelor, venitul mediu per salariat a crescut ca urmare a creșterii salariului minim pe economie cu 318% față de anul 2011 și cu 278% față de anul 2013. La capitolul de cheltuieli materiale, la calculul cheltuielilor materiale s-a ținut cont de prețurile de achiziție, de la ultimele fundamentare ale tarifelor, deci perioada 2011-2013, prețurile de achiziție a produselor, combustibil, ulei, amploturi, reactivi, serviciilor, RCA, rovinietă, ITP, atestate pentru șoferi, vizită medicală, licență de transport au crescut semnificativ, ceea ce a avut ca efect creșterea cheltuielilor cu materiale. Conform Institutului Național de Statistică, indicii prețului de consum a crescut cu 124% la produse și 119% la servicii. Procentul cheltuielilor indirecte în fișa de fundamentare este de 23%, în timp ce profitul operatorului este de 7,5% conform avizului de la ANSC. Da, cam despre asta ar fi vorba. Dacă doriți să luați cuvântul pentru punctul 7 al ordinii de zi, dacă nu se pune la vot punctul 7 al ordinii de zi, cine este pentru? Dar nu mai niște prețurile astea, dacă nu trimite apa de aici, atunci la Bacău. Așa nu o să ne jupă aia de prețuri, domnul secretar. Deci gândiți-vă că noi analizele nu le facem la ei, analizele noi le facem la DSP. Dar nu este vorba de analiză, nu este vorba de, și de analiză. Deci o să fim după aia, practic din ce au auzit,
modificarea proiectului privind transportul apei uzate, nu să fie la poate la Valea Seară, respectiv s-ar transporta, să zicem, în oraș, asta presupune dublarea. Mult mai multă distanță este și automat se urmărește o centralizare care o să necesite și costuri, care o să suportăm doar noi. Adică beneficiarii sau persoane care s-au racordat. Drept pentru care se urmărește proiecte care sunt tot mai greu de finalizat, care necesită mai multe avizii, care necesită mai mult timp și care se dovedesc a fi imposibil uneori de realizat, așteptând de zeci de ani, iar lucrul ăsta ne afectează tot mai mult. Ca și prețurile care explodează, mai puțin venitul nostru care îl avem și care se diminuează prin zice drecii. Dar nu avem, nu știu, eu personal nu am nimic, dar trebuie să modific ceva, să pot să fie bine pentru mine sau pentru noi sau pentru copiii noștri. Ne supunem acest ordine. Atenție! Aici sunt de făcut câteva repetiții, adică ceea ce înseamnă activitate de gestionare a unui sistem de apă la nivelul municipiului Bacău se traduce pentru o activitate mult mai intensă decât la nivelul nostru. Către acea zonă de activitate, cu mai multe intervenții, o să ne îndreptăm și noi, cu siguranță. La noi rămâne marea temă și marea problemă, aprobată într-una din ședințele anterioare, cu acea revizuire a sistemului de apă, integralitatea lui. 2. Rămâne acea temă și aici sperăm, suntem deja, v-am zis, în acea listă de investiții prioritare. Să extindem rețeaua de apă, să extindem capacitatea de stocare. Ori, tarifele la care noi astăzi umblăm, din poziția noastră, din membrii aia din, da? Au în vedere o serie de operațiuni. Vă dau un exemplu, da? Primul care ies încă aici. Montarea pometrului în cămin existent, da? Adică da. Cât va plăti cineva din municipiul Bacău sau din comunele care și-au predat sistemul de apă și canalizare companiei naționale de apă Bacău, da? Spre exemplu, va costa 73 de lei, da? Da. Montare prin înfiletarea pometrului în cămin existent pe poziție existentă, da? 34 de lei. Demontarea pometrului în cămin existent pe poziție existentă, 34 de lei. Montarea pometrului în flanșe pe poziție existentă, 82 de lei. Deci, nu sunt niște prețuri, sunt niște prețuri normale pentru ziua de astăzi. Nu sunt prețuri mari. Doar că sunt multe tarife care o să se mai crească și noi nu sunt. Mulți cred că o să devenim independenți de această... Pe cât de mult s-au făcut cele de racordări, după aia o să urmezi. O să privi, o să vedeți că... Mulți o să se abțină să mai facă anumite... Nu o să mai facă niște raportări. Acum, o să fie un flux. De exemplu, toți au făcut o probă. Mulți își doresc să fie. Chiar mulți s-au raportat și au plecat înapoi. În alte țări unde lucrează. Au putut doar să fie acolo. Multe nu funcționează în viață, nu sunt făcute de ei corect, nu din cauza primăriei sau... Adică proprietarii au lăsat și au plecat. Vor să ajungi. Noi o să încercăm acum să avem noi puțuri de apă, noi rezervoare și toate astea, prețurile o să crească, iar și mulți o să-și dea seama, o să facă o analiză și în urmă analizii, mulți nu o să mai fie nevoiți. Bănuiesc că nu se mai vede voi de aceste servicii. Ce spuneți dumneavoastră, firește, da? Nu sunt de neglijat în continuare intervenții asupra fântânilor, care încet, încet le abandonăm și uităm de ele. Și pe viitor, cu siguranță, să avem nevoie tot mai mare. Doi. Cât de mult și cât de bine se leagă cele discutate la punctul ăsta de pe ordinea de zi cu proiectul de la punctul numărul 9. Când o să trebuiască să mandatăm reprezentantul
De la Comunei Orbeni. Da. Pentru a vota fie pentru, fie împotrivă, la ședința din data de 3-11, care o să aibă loc, unde la un moment dat o să vedeți că o să dau citire proiectului de hotărâri. Deci fac o paralelă între ceea ce scutăm acum și ceea ce o să fie la acel proiect. Adică, câte cazuri sunt în instanță de recuperare debite, da? Pentru toți cei care s-au branșat cândva la un sistem de apă în municipiul Bacău, o să vedeți că sunt undeva înregistrate pe rolul instanțelor băcovane la 1500 de dosare numai de furt de apă. Da. Deci compania de apă Bacău trebuie să gestioneze undeva la 2000 de dosare în instanță, care fie vizează furturile de apă, fie recuperarea prejudiciilor. Da. Pentru toți cei care s-au branșat ilegal. Doi la mână. Trei. Primăria municipiului Bacău și Consiliul Județean Bacău au dezvoltat și în perioada asta se implementează deja un sistem de monitorizare și identificare a tuturor branșamentelor frauduloase. Deci sunt achiziționate echipamente, există un contract făcut cu o firmă, au toate dotările necesare, da? De detectare, de depistare, de tot ce vrei, cum vrei să-i spui, și vor merge în teren și vor depista aceste branșamente ilegale. Să vedeți atunci problemele crește. Pentru că lucrurile nu pot să meargă decât dacă ele sunt puse în ordine. Nu ai cum. Deci când vorbești de 1500 de amonați care fură apă, sistemul ăla nu are cum să funcționeze. Vedeți problemele care apar în București, da? Oameni care se plâng cu căldură în casă. Și nici nu au cum să aibă la un moment dat. Și sunt oameni în vârstă. De ce? Dincolo de vechimea sistemelor. Dincolo de faptul că la un moment dat ajungem să facem intervenții care sunt mult prea mici raportat la nevoile sistemului. Repar pe o parte, se strică pe alta. Niciodată nu reușesc să ajungi în punctul care zici, băi, îl gestionez de aici încolo, e al meu și îl duc unde vreau. Nu. Așa este. Și vă dați seama că problemele toate trebuie să luate la bază. Deci, în primul rând, fenomenul furtul trebuie eliminat. Astfel încât să fie randament. În momentul de față, v-am zis, Comuna Orbeni. În momentul de față, Comuna Orbeni are în vedere îndeplinirea tuturor acelor criterii stabilite de compania de apă Bacău pentru a grăbi cumva predarea lor, pentru că dacă noi nu reușim să îndeplinim acele condiții care țin de noi și de tot ceea ce s-a făcut până acum, mai bun, mai rău, cum este, așa, nu o să reușim predarea, dar până la predare nu o să reușim să beneficiem de acele investiții noi de extindere și a rețelei și înființare de puțuri și creștere capacitatea de stocare. Deci presiunea pe noi este cu atât mai mare. Se poate preda, bănuiesc, în momentul când acele, adică sursa de apă este potabilă și când... Se poate preda în momentul în care nu o să mai avem furturi în comună. Da. Se poate preda în momentul în care vom ști cu exactitate traseul conductei. Da. În momentul în care toate elementele componente ale rețelei sunt funcționale și funcționale, nu pentru că scriu eu pe o hârtie că e funcțional. În momentul în care vine de la CRAB și verifică orice vană din comuna asta și ea trebuie să-și facă treaba sau orice apometru, în momentul în care ai și un aviz de la apă, pentru că în fiecare an noi plătim o redevență pe apa care o scoatem din sol, cum foarte probabil la un moment dat, nu rețin exact cantitatea, dar cred că de la, nu știu, de la extrage 3 litri pe secundă în sus, ești obligat să plătești redevență și să nu nimiri pe viitor, când inclusiv oamenii, puțurile care le au, vor plăti redevență. Se spune că apa nu e a noastră, e a statului, că e o bogăție a subsolului. Și vedeți ce se întâmplă la nivel mondial. Adică sunt zone ale lumii unde nu sunt deficitare în apă. Au început războaie de la apă, pur și simplu. Deci, resursele nu neapărat scad, dar pe fondul polorii sunt afectate de așa ceva. Doi la mână, este o bogăție pe care încă nu știm să o apreciem apa. Și fii în învață alții forțat, fii dacă nu înțelegem pe propria bine, atunci că nu mai avem. Importanța ei. Slavă Domnului, România stă bine la capitolul ăsta, dar stă prost la gestionare, știți? O grămadă de țevi sparte, o grămadă de furduri și nu-ți dă posibilitatea să duci apă și celui care are nevoie. Și atunci te face pe ăla care are apă la o distanță relativ mică, dar e în vârstă, între el și unul din Africa care nu are apă, să nu fie nicio diferență. Deci, din cauza tuturor celorlalți care fii fură, fii fac ce fac. Da. Adică înainte nu dă în felul ăsta. Supunem la vot punctul 7 a ordinii de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
Trecem la punctul 8 al ordinii de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii OATC Orbit cu județul Bacău, în vederea extinderii capacității de colectare a deșeurilor municipale. Domnul secretar, aveți cuvântul. Da, mulțumesc. Prin adresa 18.029, ne-a fost comunicat de la nivelul Consiliului Județean Bacău. Deci au derulat și, practic, ne apropiem de finalizarea unui proiect prin care au comunicat unui număr de 60 de comuni alocarea unui număr de pubelii. Comuna Orbeni primește 100 de pubelii, da? În completarea solicitărilor care au apărut de la cetățeni. Fiecare de acum știți cum avem de avea niște ani buni de când avem servicii de salubrizare în comună, cred că avem din, nu știu, 13-14 ani. Unii dintre ele s-au distrus, cred că la marea majoritate perioada de casare de asemenea s-au cam dus. Ceea ce trebuie să știm, dincolo de faptul că, bun, prin acestea ne s-a luat un număr de 100 de pubeli, o să încheiem un contract de asociere între noi și Consiliul Județean. Comuna Orbeni este una din cele 60, am aici lista cu toate comunii și numărul de pubeli care au primit. Ca și număr raportat la alte comunii, să zic așa, stăm bine, adică sunt alții care au primit și 15 pubeli, vă dați seama. În total, în aceste 60 de comunii s-au alocat un număr de 4.000 de pubeli. Noi facem în continuare demersuri. Și aș fi vrut, poate, dincolo de astea, de capacitate mică, cei reverse pe care le știți, să primim, pentru că și eu văd în comun că este nevoie în continuare de pubeli de capacitate mare, deci acele containere de care mai vedem din loc în loc, sunt zone care chiar se umplu și eu ca om așa realizez că acolo undeva în jur, oamenii, nu știu, poate mai atenți, mai conștiincioși, duc peturi de la peturi, menajerul la menajer, pe de cât. Așa e, da. Sunt și zone unde vedem oamenii înțelegători în comună, da, la noi, nu în altă parte. Și unde colectarea cât de cât funcționează. Rămâne și o mare parte a teritoriului unde fie, în primul rând, chestiuni care țin de educație, dar poate că și noi ar trebui să intervenim mai mult. Și s-au făcut destul de multe solicitări, dar și trebuie să revenim. Și sigur că trebuie să mergem mai vorând personal acolo. Să cerim completarea numărului de containerii mari, acele euro-containerii, cel puțin pe zona de plastic, măcar, nu știu, facem cu titlul experimental, vedem în ce zonă, dom'le, poate nu are unde să pună, dacă îi duci, poate îl umpli, mai repede, mai puțin repede, îi facem o relocare, ducem în altă parte, unde poate oamenii cer așa ceva, sau au nevoie, sau sunt mai receptivi la fenomenul reciclării. Cam despre asta este vorba. Această asociere mai are în vedere și un alt aspect, în general. Eu vreau să mai punctez un lucru. Aceste pubele nu sunt proprietatea noastră, ele se dau proprietarilor pe buletin de semnătură, chiar stricate, chiar defecte așa cum sunt. Ele, la un moment dat, trebuie predate. Ele au niște valori de inventar, vă dați seama, 4.000 de pubele au o valoare importantă. Nu mă refer neapărat la cele 4.000 care pleacă în cele 60 de comuni, dar le avem pe ale noastre destule, care sunt puse la dispoziție de când și-a început Romprestul activitatea. Ele fie trebuie să aduse înapoi atunci când sunt deteriorate, fie la sfârșitul perioadei de casare predate. Adică e un aspect care e de avut în vedere, pentru că, repet, sunt niște valori pe pubelă, ori la câte ani în localitate, la un moment dat e bine să... Să luăm și în considerare că aceste pubele care sunt distribuite nu sunt de cea mai bună calitate. Fapt pentru care eu spun din cauza că am făcut o comparație, de când m-am mutat, am niște pubele aduse din undeva din afară, iar cele care vezi care le-am avut noi, deci din primele zile, mare sar, roțele, ba, chiar și de la distribuire, deci nici n-ajunge omul acasă cu ele, că deja s-au stricat transportându-le până la biciclu. Deci am observat că aceste pubele nu sunt de tocmai de o calitate destul de bună, sunt făcute așa doar ca să fie făcute, nu știu dacă se poate, putem să achiziționăm, nu știu de unde sunt și cum sunt făcute, dar parcă sunt special făcute să distrugă. Noi doar punem gunoi în el, doar spunem foc, iar în momentul când de la poartă până în stradă și înapoi, în momentul ăla, care, adică sunt plimbate odată pe săptămână, câte săptămâni are anul și astea, de multe ori nu prind de 3 luni de zile. Nu prind. Dar chiar dacă sunt ușor manevrate, nu prind. Da, dar sunt multe care se strică
doar de când îl până acasă. El este făcut și un proiect de opțiune. Da, vrei bun și ieftin. Da. Și degeaba. Și degeaba. Și degeaba. Sunt multe care se strigă doar până acasă. Ei nu sunt în zi. Firește, alea care sunt luate, care sunt, au ajuns la mine, de exemplu, din afară, adus-i, i-a trimis cineva cu lucrurile ele și l-au să le folosim aici, au schimbat domiciliul sau au plecat din locul din au muncit și n-au mai s-au întors în țară și mi le-au trimis. Alea, și acum sunt funcționale, sunt întregi. Sunt mult mai rezistente față de astea care sunt stipite. Poate și dumneavoastră ați observat lucrul ăsta, că nu ține chiar așa de mult. Da? Bun. Având în vedere faptul că noi revenim la ei cu adresă, v-am zis, personal insist pe treaba asta și am făcut numai eu câteva adrese la ei. Ei au alocat inițial un anumit număr de pubele, da? Bun, deviez un pic de la ceea ce ați spus dumneavoastră. Pe mine unul mă interesează foarte mult să creștem aceste puncte de colectare, știți? Deci văd zona de la Untea să umpli constant. Și constant au fost suplimentate în capacitățile de stocare de acolo și constant să umpli. E clar, acolo e nevoie de mult mai mult. Dar sunt și zone care sunt, într-adevăr, neglijate. Adică nu există și acolo trebuie să vii să înființezi ceva. Este mult mai comod, într-adevăr, oamenilor să pună acele peduri în acele țarburi, care le știți de mai. Da. E mai comod, într-adevăr. Aici avem o problemă cu operatorul, care le descarcă foarte greu sau, din multe ori, refuză să le descarce. Și atunci trebuie să le pui jos și să le iei la mână, cumva, să le arunci cât de poți cu brațul direct în mașină. Iar o problemă de încărcare-descărcare. Asta este un aspect care privește doar pe ei, nu avem noi. Dar dacă s-ar vrea la fiecare familie, trei tomberane, se pune fiecare din separat. Deci, stiga de parte, în logisire se ducă ei, ducă ceva cu sacul de bidoane, cu sacul de spic. Automatizarea, efectiv, automatizarea de încărcare, descărcare, manevrare, manipulare, spațiu adică spațiul ăla pe care trebuie să merg roți, care merg cu roțile alea. Nu poate să treacă un șans, de exemplu, cum sunt șanse betonate. Normal că când a trecut cu greutatea aia, normal că ei e în felul ăsta, găsesc și roți și tot. Și atunci comuna trebuie să cumpere iar să suporte alte cheltuieli, alte din astea. Sau pur și simplu încărcarea și descărcarea, ei trebuie să... Asta ține de ei, descărcarea și încărcarea. Ei lasă containere speciale, astfel încât prin macarale sau prin sistemele lor automatizate se poată lua mai ușor. Partea proastă zic ei atunci când au venit la identificare în terenul nostru. O pornit de la un număr fix, știți? Adică eu nu cunosc comuna Orbeni, nu știu ce o să găsesc acolo, dar eu spun din prima, ok, am 30. De fapt, o vii să-mi spui unde le-am lasez. Adică la 3 ani de activitate, 30, poate am greșit de o cifră, nu știu, poate fi 40, dar nu cred că e 40. Să dovedesc că a fi insuficient. Doi la mână. Am încercat să vedem în ce măsură putem noi să cumpărăm așa ceva. Și din experiența altor comuni, care la un moment dat, oamenii au înțeles, dar au zis, dom'le, dăm sau în ce să pun și fac cum îmi spui. Da. Mă conformez. Și am mai trecut curtea de conturi pe acolo. În momentul în care tu ești membru ADIS, banii respectivi o trebuie dați înapoi. Pentru curtea de conturi este așa, operatorul trebuie să se asigure. Ori operatorul nu mai asigură pentru că el deja din capul locului, când s-a făcut achiziția inițială, da, pe total județ Bacău, au zis Eurocontainere de tipul ăsta care să funcționeze în baterii 2, 3, 4, 5, în comuna Orbeni 30. Și eu nu-ți mai fac nicio achiziție. Eu le completez pe astea mici, pentru că astea au durată de viață mai mică, se distrug, se casează și nu știu ce. Și periodic vine și vedeți și aici. Aceste puberi sunt date de Consiliul Județean, nici măcar de operator. Da. Deci nici măcar operatorul nu-i dă. Și vine Consiliul Județean și dă la Orbeni 200. V-am zis, la alte comuni au dat 25. Una i-a dat 5 pe Luzeme și au dat 5 pe puberi. Adică, da. Cam la nivelul ăsta ne situăm. Dar, repet, asta nu înseamnă că noi nu trebuie să facem nimic. Asta nu înseamnă că Zene și eu stă mai rog la Orbeni la fel. La Zene și toată lumea, de 15 au primit, pentru că de 15 au nevoie. Oamenii nu mai au nevoie, Zene. Este incomparabil. Zene și Orbe, Sinceriu și la Zene și toată lumea colectează și nu de azi de ei. Ei fac parte dintr-o altă structură, ei aflat mâinește. Hai Sinceriu și la Orbe, noi suntem totuși, bate pasul probabil, 15 ani în credința
Domnul Gardelu. Mai are de la supervița selectării deșeurilor. Aia. Unde cei de la RomPress au ce au câștigat proiectul împotriva celor de la Soma. Pe același motiv pe care îl spune tutorial după câteva de zile. Deci ceea ce spun el nu e notare pentru cei mai în vârstă, cei mai vechi, cei mai bătrâni în Consiliu, care știm că au câștigat un proiect, tocmai pentru că au spus că fiecare cetățean, gospodar, proprietar, va primi 4 cuvere, nu 3, 4, da, da. În care va selecta toate deșeurile. Începând de la deșeul menajer, cel de care pot putrezi și care spunea că nu e voie să ajungă în Macăului, nu cară resturile alimentare, alea putrezesc, că dă niște contane și le pui în fundul grădinii, putrezesc că acolo faci compost din ele și frunze și toate celelalte, și vei primi 4 containere pentru sticle, textile, metale și plastic. Da? Deci vei primi 4 cutere colorate diferit. Da. După ani de zile constatăm că suntem în același timp. Singurul lucru care l-au făcut au fost apălzarea prețului. Domnul la prețul vă spus. Dacă Soma venea cu preț, că era cât plătează la Soma de familie? Nu ați înțeles un lucru. Noi nu conștientizăm. Și noi suntem ca mine. Noi suntem mică, e ori de o comunitate mică. E egal cu zero. Noi nu conștientizăm că prin județul meu este intonată. Dar problema nu e asta. Problema nu e că noi, Orbeni nu va fi niciodată o frână. Noi suntem totuși cei care plătim. Și ar trebui să ne impunem. Băi, venim cu un contract. Dacă venim cu toate contractul, de ce întâi ăla? Tu, mare RomPress. Ia vedem ce spune, ai câștigat proiectul la Orbeni. Câte puncte din proiectul cu care ai câștigat, ai rezolvat într-o perioadă. Băi, văd că a trecut, una, doi, trei. Hai să vedem, ai venit cu niște obiectivi, da? Ai câștigat proiectul, ai eliminat pe ceilalți care acum erau rămași în urmă, sau nu prea erau, dar în sfârșit n-au venit cu atâta pachet de ofertă, tentant era, da? Au zis, băi, omule, fii atent. Că nu contează mări, nu-i prețul la gunoi. Dar nu o să mai dați atâta gunoi. Pentru că ce înseamnă gunoi menajer? O să rămână la noi în corpii. Vă dăm niște containere, putrezești să faci și compost la acasă și o să vină acolo să dați pieturi, dați metale, plastic. Bă, dar asta valorează. Deci în Orbeni o să plece niște o sumă, resturi. Da. Din deșeuri, care se pot transforma și care au valoare. Deci, o să vedeți și bine să vină. Și eu am văzut câțiva ani de zile că vă plângeți. Ne plângem, nu vă plângeți, că și eu în aceeași situație. Și ba chiar, eu plâng mai mult, pentru că îi știu și am fost la început, am fost sceptic în ceea ce plângeți. O fermă era prea generoasă. Și îmi promitea prea multe lucruri. Și eram la un pas din Europa, știți? Cu tot ce înseamnă selectare a deșeurilor și valorificarea aceasta. Fiindcă, de ce să nu recunoaștem, mare parte dintre deșeurile pe care le producem pot fi reciclate și pot aduce o valoare. Începând de la cutia de conservă, da? La pietre de bine și ce mai sunt, deci toate la fel, de aluminiu, plastic, Toate, puse cum trebuie. Da. Și am început să deja, în timpul meu am început să selectăm astfel de deșeuri, dar veneau cei de la Soma și ne tocmau la aceeași cupă. Și atunci ne dați seama cum ce degeaba. Băi, zic, vă venim, este o subină cu alte, o subină cu alte pretenții. Au renunțat la pretenții și fac același lucru vă câțiva ani de zile. Și poate și noi suntem de bine că noi am sesizat către forurile de către APIS, măi, ai venit, ai promis că faci ceva, nu ai făcut nimic din toate astea, ai mărit doar prețul. Acum, ai mărit prețul pentru că ai venit cu niște condiții, păi respectă condițiile și hai să vedem și noi un pas înainte. Ce se întâmplă? Aveți mai multe peturi în punctele de colecție, din partea de jos, pe strada Rus, fiindcă pe celălalt l-ați abandonat. Și de asta nu spuneți nimic. Luați-o de la primărie la deal și o să vedeți că eu nu știu un punct. Eu mă duc cu sacul de pietru și le duc la bani de grezică, nu până la problemă. Spuneți-mi unde sunt eu. Păi, cum fac? Despre ce vorbim? Da, nu am așa, nu am adus cu ea. Crezi că am arătat de țărani, pun eu bicicletă, să duc cu el, grija asta are. Pentru că nu am venit întâmpinarea lui, ar trebui să ajută.
dacă știți undeva, chiar vă rog să-mi spuneți. Poate eu greșesc acum, așa nu știu. Băi, Lenin, du-te acolo, uite, mai aproape, în zonă. Vă să mă duc cu el de bun. Da. 3 km. Da, da. Nici asta nu e rentabil. Hai să încercăm să... Da. Să... Dar oamenii nu știu. Să localizăm niște. Poate face mai mult. Să fie, să fie, să fie, să fie, să fie mai la îndemâna omului. Nu mă temniti să le duc să apoci acum la 7 km. Dar nu-i problema acolo. Nu e bună să nu mă libreze. Nu e... Din dumneavoastră este la Bărbosu, după aia mai aveți aici și la primărie. Mai la Bărbosu? Da. Dacă tu mereu nu e la Bărbosu, nu este. Capitul lui Rod, acum face Bobul la Bărbosu. Nu știu, la Bărbosu. Nu știu, la Bărbosu. Nu la Bărbosu, nu-i mă lasă să fie să fie și ori? Acolo este Bobul. Sunt trei pupile, mă. Bolit din foc, Bărbosu. Bărbosu face foc, mă. Acolo sunt trei pupile, mă, la Bărbosu. Eu vreau doar așa, ca să nu irosim din timpul care avem aici, să spun, pentru că oamenii spun așa, dacă tot plătesc noi, ia să le umplu, ar fi în stare să umple și cu piatră, poate, și de asta le s-ar roțe la cuvelele. Ei nu știu, aici mai sunt niște educații, din ambiții și din asta. Ei nu știu că... Și am văzut ultima dată, ascultă, în kilogramii. Am văzut că au fost foarte selectivi la adunat numărul. Unde au văzut că se restul frunze, nu le-au luat. Nu le-au luat. Foarte bine. Kilogramele astea de care nu se gândește și nu pronunțe cu tot ciorchini la... Sau ce? Nu, 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 dacă noi nu avem grijă să dăm exact ce trebuie dat și dăm multe kilogramii care nu au rost să le punem acolo în cutiuța aia să le dăm, atunci automat prin tonele care se transportă, noi aici crește prețul la gunoi, se împărțește pe cap de locuitor și atunci o să ne trezim cu alte majoră și cu alte... Hai să le obligăm pe cei de la Soma, de la... Să-mi respecte proiectul, să o ducă cele patru cuvele, da. Să vezi cum se schimbă lucrurile. În sensul... Orice serviciu care noi îl cerim, nu există plătit. Care să nu o să-și dorească, se pună separat. Da, domnule, da. Se pună separat. Fiecare serviciu cerut, nu se pune la un loc, toate e prăsit. Și atunci o să trebuie să-i plătim mai mult. Care să-i ia, atunci iau la cea cu Nu s-au încadrat. Dumneavoastră, trebuie să luați gunoiul, vă dau nici plasticul și nici carton. Nu puteți obliga. Eu când mă, să-l pun pe foc la centrală, cum să vi-l dau dumneavoastră și să vă iați în ce-i zbara? Nu vi-l dau eu. De ce să am nevoie? Eu personal nu am nevoie. Sau familie, sau părinții mei, nu-l dă. Nici dacă vreți să-l cumpărați, nu vi-l vinde. Noi îl folosim, plastic, noi folosim carton, noi folosim tot. Eu, părinții mei, da, îl folosesc. Păi îi pui pe foc. Da, îl pun pe foc. Iar îl pun pe foc. Că nu am fost obligat, că nu am fost obligat să-l reponez, să-l dau lor acolo. Dacă mi-l cumpăr la un preț foarte bun, eu pot să-l vând, mă gândesc. Dar deodată nu îl dau la gunoi. Eu îl folosesc în beneficiu meu, pentru că lemnii nu ni se dă lemnii și atunci pun plastic pe foc. Nu ni se dă... Grații sunt scumpi. Trișor. Un carțon, am cerțat, se opinează foarte bine. Și cezele și cauciucurile din stradă le iau și le pun cu foc. Nu le dau. Dar trebuie să nu am directiv european, așa că noi secretari. Cum e dumneavoastră, vreți ca să faceți personal, dar trebuie să creați cu mașinunța. Asta vă din 2020. Și noi suntem. Oamenii nu au înțeles. Oamenii nu au înțeles că prin tonajul care se adună 100 de toni pe lună care se cară în oraș, atunci înseamnă mai mulți bani care o să trebuia să se facă în buzunar. Dar atât de discuția asta de astăzi. Este foarte bună și utile. Ea trebuie să ducă și la niște concluzii care să vadă în realitate. Personal, mi-aș dori să văd în Comuna Orbeni mai multe puncte de colectare. Da. Doi, mi-aș dori să văd punctele astea de colectare care sunt, să le văd cât de cât amenajate, cât de cât. Ăla de la degherese de acolo necesită, cred că, o platformă betonată, să așa nu stai cumva șansul că n-ai cum fizic. Doi, dacă sunt identificate locuri în care poți turna o placă de beton... Dar nu m-aș gândit și la o împrejmuire din carat? Păi asta zic, o împrejmuire. Vin câini, bate vântul, îți înșiră până la prima curbă, le-ai. Așa este. Deci ăsta ar fi măcar minimorul elementar ca să urcăm o treaptă, să fim un pic cu pasul de civilizație. Adică dacă duc într-un loc, să arate amenajat, cât de cât. Știți?
Deci, măcar concluziile astea ar trebui trase și ar trebui făcut ceva în sensul ăsta. Dar să nu uităm în sensul că orice serviciu cerut, trebuie plătit. Eu rămân la părerea că dacă mâini în comuna Orbeni te duci la fiecare casă și dai câte 4 pubele, eu cred că mai vreți să faci. Eu cred că mai rău îți faci. Eu cred că mai rău îți faci. Deci am văzut foarte mulți oameni, spre exemplu, nu numai din Scurta, dar preponderent din Scurta, dar care au venit și au luat acele pubele, dar asta nu înseamnă că cantitatea de gunoi a crescut, asta nu înseamnă că s-au reciclat mai mult. Nu. Nu. Asta înseamnă că unii au ajuns să fie suport pentru grăunții, altele pentru varză murată și tot așa. Știți? Așa este. Asta e foarte bun. Hai să o punem la punctul 8, la 8 din 10. Eu cred că asta e pe sol, să vedem și posibilitățile financiare a lui Banimani. Pentru ăla care nu cumpără două sticle de piele pe o lună, ce să-i dau și pentru a... Nu se poate diferenția. Dacă vine pentru toți, toate casele, că sunt toate casele. Dar acum mai ținea, pune bani pentru recunitarea de pe stradă. Cine este pentru punctul 8 al ordinii de zi? Împotrivă se abține cineva? Trecem la punctul 9 al ordinii de zi, ultimul punct. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului reprezentantului legat a ORTC Orbeni pentru ședința adunării generale a acționarilor TC Compania Regională de Apă, ESA, din 3-11-2021. Domnul secretar, prin adresa 11478 a Companiei Regionale de Apă Bacău, s-a stabilit ordinea de zi a ședinței următoare, ședință care va avea loc pe data de 3-11-2021, ora 13. De regulă acestei, odată cu pandemia, ședinței Companiei Regionale de Apă Bacău se desfășoară în sistem de teleconferință. O să trebuiască ca după ședință să transmit hotărârea de aici, hotărârea Consiliului Local Orbei, ca și dânsii să-și pregătească materiale pentru ședința care organizează la data menționată. Ordinea de zi este aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, asistență și sau reprezentare în dosarul juridic 2355 înregistrat pe rolul Tribunalului Bacău, având ca obiect anularea hotărârii adunării generale a acționarilor CRAB SA numărul 1 din 29.06.2021, și împuternicirea persoanei fizice care va îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrarea hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor la Registrul Comerțului, precum și desemnarea persoanei care va semna hotărârea adoptată. Bun. Legat de serviciile de asistență juridică pe care dânsii vor să le achiziționeze, aici fac legătura cu ceea ce v-am spus anterior, vis-a-vis de faptul că din interiorul companiei de apă a fost întocmit, da, directorul general, doamna Nina Chiper, un memoriu, prin care aduce la cunoștință faptul că pe rolul instanțelor judecătorești, în diverse stadii de judecată, societatea are implicat un număr de aproximativ 50 de litigii având ca obiect obligații de afaceri, pretenții, răspundere civilă, patrimonială, plângeri contravenționale și are un număr de, deci 9500, cum a zis, 1700 de litigii, care vizează executarea silită acțiuni în pretenții pentru recuperarea debiturilor neachitate de către utilizatorii de apă canalizare, un număr de 110 dosare în care societatea este înscrisă în tabloul creditorilor societăților aflate în insolvență sau reorganizare și 90 de dosare în care societatea a formulat sesizări penale privind infracțiuni de furt și distrugere. Ferește că dânsii în fața unui asemenea volum, vă dați seama că sunt depășiți, adică cei șate aproape de 2000 de litigii, care sunt, repet, în municipiul Bacău și în comunele în care dânsii activează. Asta este marea doleanță. Practic, noi astăzi mandatăm primarul Comunei Orbeni în calitate de reprezentant al OAT Comuna Orbeni în cadrul ADIB să voteze, după cum veți stabili dumneavoastră, legat de aceste două puncte de pe ordinea de zi a ședinței din data de 3-11-2021. Dânsii îmi spun că formularul de vot va fi transmis până cel târziu pe 1-11-13. Exercitarea votului se poate reprezenta doar de reprezentantul de drept în adunarea generală. La formularul de vot pe care trebuie să-l comunicăm, o să atașăm și hotărârea Consiliului Local Orbeni, în cazul nostru, de astăzi. Deci, cam despre asta e vorba, la acest punct. Ultimul punct, cine dorește să ia cuvântul? Să punem la vot ordinea la punctul 9, ultimul punct. Cine este pentru? Se
abține cineva, de potrivă. Această ședință s-a încheiat. Mulțumim pentru participare.